În ședința Consiliului Local al Municipiului Călăraș, din data de 30 ianuarie 2020, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local Dragoș Florin Coman și declararea ca vacant a unui loc de consilier local. Locul vacant a fost ocupat de Angelica Păun din partea PNL. Dau citire primului proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Comaș Dragoș Florin și declararea ca vacant a unui loc de consilier local. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 2. Știți cu toții că domnul Coman a fost numit secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, lucru cu care ne mândrim. Comisia de validare, vă rog, la proiectul 2. La proiectul 2 aș vrea comisia de validare să vină. Domnul Ariciu, doamna Coritor, domnul Oprea, domnul Petrache și domnul Buzi. Și eu o să citesc proiectul de hotărâre și anume privind validarea mandatului unui consilier local. Procedându-se la verificarea condițiilor de fond și formă pentru validarea mandatului de consilier local a doamnei Păun Angelica, în funcția de consilier local, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege și propune validarea mandatului. Comisia de validare constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate. Doamna Păun, vă rog să doamna Păun. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să mă ajute Dumnezeu.